Bună ziua, eu sunt Marius de la Povestea Mierii și astăzi împreună cu prietenii noștri de la Dr. Unțelean ne aflăm în Stupino și o să vorbim despre fagurii pe care albinele îi construiesc, din ce îi fac, cum îi fac și la ce le folosesc. Cel mai bine ar fi să exemplificăm, așa că o să deschidem un stup. Întâmplător, aseară i-am pus un fagure pe care să-l construiască și sunt sigur că n-au reușit să-l termine. Și atunci, cel mai bine ar fi să vă arăt concret. A scris 2020 pe ei. De obicei scriu anul ca să știu cam în ce an au fost clădiți. Fagurile e făcut din ceară și albinele îl folosesc ca să își depoziteze hrana și ca să își crească pui. Ca să secrete ceara, albinele trebuie să consume foarte multă hrană, foarte multă miere. Ceara este secretată doar de albinele de o anumită vârstă și vor secreta ceară doar în momentul în care familia nu mai are suficient spațiu. De aceea noi trebuie să punem fagul la construit în momentul în care este un aport puternic de nectar și în care familia este în creștere. Spațiul pe care îl are este limitat. Și atunci, de fiecare dată când vom adăuga un fagure, îl construim mult mai repede. Noi, ca să ajutăm un pic albinele, adăugăm o foiță din ceară cu hexagonul imprimat. Ele încep să crească în relief. Aici se vede pe porțiunea aceasta albită, unde au adăugat ceara de ieri până astăzi. Și pe o parte, și probabil că și aici. Aici mai puțin. Dar se poate vedea cum au reușit să îngroașe celula. Ceara este secretată de albinele care au peste 15 zile. Este o grăsime pe care ele o secretă din niște glande speciale, glandele cerasifere. Și aș vrea să vă arăt și un fagure complet clădit și să vedem și utilitatea lui. Acesta probabil în 2, maxim 3 zile, nu are 12 ore de când, ba nu, are vreo 20 de ore de când l-am pus. Bun, acesta e un fagure clădit anul trecut. Și o să vedem diferite nuanțe ale cerii. Uai, ce bine miroase! Se vede că el este clădit integral. Și aici vedem cum în partea de sus e folosit ca să depoziteze hrană, iar în partea de jos, regina depune ouă, ouăle se metamorfozează în larvă, iar din larvă se metamorfozează în adult, în albin. Deci fagurile are rol atât de grădiniță pentru cei mici, cât și magazie pentru hrana lor. În unele momente când fagurile nu este clădit perfect, celulele sunt mai mari și ele folosesc acele celule pentru a depune ouă de trântor și a crește trântor. Se vede o diferență între culoarea cerii de aici, de aici și de aici. În colțul acesta n-a fost depus niciodată un ou de către regină. Culoarea cerii este complet albă, este cât se poate de curată acea ceară. În momentul în care a fost miere în fagure sau regina a depus un ou, albinele, după ce se naște albina din fagure, albinele tinere vin și curăță acea celulă. Și de cele mai multe ori o dezinfectează cu un strat de propoliț. În momentul când o albină se metamorfozează, trece prin mai multe năpârliri. Năpârlirile acelea rămân pe pereții celulei și îi întunecă culoarea. Și atunci o să vedem faguri de la alb până la negru. Sunt curios dacă găsim fagure mai închis la culoare. Cel de lângă trebuie. Vedem dacă reușim să nu le supărăm de tot. S-a cam întunecat la ploaie și cred că ele vor simți acest lucru și vor fi mai supărate că le deranjăm casa. Când fagurile este prea închis la culoare, atunci noi îl topim și recuperăm ceara. Vedeți în partea de jos ce închis la culoare da, este? Da, e aproape negru. Exact. Ăsta cel mai probabil anul viitor va fi topit și ceara recuperată din fagure. Deci ceara e esențială pentru albine. Când extragem mierea, practic trebuie să distrugem fagurele? Nu.
Fagurele este descăpăcit, adică stratul de ceară care acoperă mierea maturată este înlăturat și fagurele este băgat într-o centrifugă. Din acea centrifugă mierea este extrasă prin forța centrifugală. Aha. Fără a fi lezat fagurele. Suferă mici leziuni. Da. Eu credeam că trebuie distrus. Deci... În trecut, până la invenția centrifugii, fagurii erau distruși complet. Da. Storși, efectiv. Da. Și atunci, automat, trebuiau albinele să o ia de la zero. Prin genul acesta de fagure, de ramă, albina nu mai trebuie să lucreze atât de mult pentru a repara în momentul când noi luăm din faguri cu mie. Albinele Te-ascult. Fac fagurii și în perioada rece sau doar? Nu. Au nevoie de o temperatură foarte mare pentru a secreta acea ceară. Și atunci, dacă este frig afară, ele ar trebui să consume foarte multă miere ca temperatura să se ridice la 36 de grade în sub. Poate chiar 38 în locul în care ele construiesc fagurile. Și atunci ar fi foarte, foarte costisitor. Ele construiesc în momentul în care este nevoie. Adică dacă nu mai e spațiu în stup și trebuie clădit un nou fagure ca să se depună mierea sau polen sau albin sau regina nu mai are unde să depună ouă, trebuie să creeze ele un nou fagure. În mod natural, într-o scorbură de copac, asta se întâmplă. Construiesc un nou fagure de câte ori au nevoie. Da, de consumat nu consumă ceară, nu? Nu, pentru ele este doar material de construcție. Am înțeles. Mulțumim, Marius, pentru toate informațiile. Exact, foarte de folos. Că ne-am văzut astăzi. Da. Să ai mult spor în tot Mulțumim ce faci. Mulțumim mult de tot.